Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi. Federația Rusă continuă să bombardeze Ucraina, dar militarii ucraineni continuă să reziste eroic în fața agresorului rus. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat astăzi că nu părăsește capitala ucraineană, deși statul vecin se confruntă cu cel mai mare atac militar care a existat asupra unui stat european de la cel de-al doilea război mondial încoace. Armata rusă este deja în capitala Kiev, iar imaginile pe care le primim de acolo sunt de-a dreptul terifiante. De exemplu, în această dimineață am văzut cu toții imagini video în care o blindată rusească a trecut pur și simplu peste o mașină aflată în mers în capitala ucraineană. Vă avertizăm că în continuare urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. What the road? Pe o altă rețea socială au apărut imagini cu mașina avariată de tank, iar în autoturism se afla un bătrân. Vineri dimineață, rușii au început bombardamentul asupra Kievului. Pe un canal de Telegram scrie că atacul asupra Kievului ar urma să fie efectuat în continuare în primul rând de unități militare din Cecenia, iar acțiunile vor fi coordonate personal de șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu cei 10.000 de militari ceceni aliniați într-o piață din centrul orașului Groznăi. Liderul cecen a menționat că aceștia sunt gata să execute orice ordin al președintelui țării. De asemenea, într-un mesaj către militari, Kadyrov a menționat că un sfat pentru președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, să-l sune cât mai curând pe președintele rus Vladimir Putin și să-și ceară scuze. Tot astăzi, în încercarea de a intra mai ușor în Kiev, mai mulți soldați ruși s-au deghizat în militari ucraineni și s-au îmbarcat în două mașini ale forțelor armate ucrainene. Potrivit Ministerului Apărării ucrainean, soldații ruși au fost eliminați. Pe internet au apărut imagini și informații că la Odessa au fost minate plajele pentru a opri inamicul rus. În continuare discutăm cu Ștefan Urâtu, fost președinte al Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului de la Chișinău. Totodată, o precizare importantă, fost membru al grupului Ilașcu. Bună seara, bine ați venit la TVR Moldova. În platoul TVR Moldova este prezent și Alexandru Postic, director de programe apărarea drepturilor omului, Asociația Promolex. Bună seara. Bună seara. Tot în cadrul ediției din această seară, discuției noastre, s-a alăturat și istoricul Ion Urătaru. Bună seara! Bună seara! Domnule Urâtu, încep discuția cu dumneavoastră. Capitala Kiev a trecut în faza de apărare. Armata rusă e deja prezentă în capitala statului vecin. Volodymyr Zelensky spunea în această dimineață, citez, Ucraina a fost lăsată singură să lupte cu rușii. Părerea dumneavoastră, cât va rezista armata ucraineană să facă față de una singură acestui colos militar uriaș, cum este armata rusă? Cât va rezista armata să facă față agresorului rus? Ar fi cinic, poate, să punem așa întrebarea, cât va rezista ucraineană sau poporul ucrainean împotriva unui agresor atât de puternic și pregătit. Aș zice, Hitler încă avea de învățat de la Putin.
și poate mai curând trebuie să întrebăm cât noi vom aștepta, vom privi aceste imagini și vom... Aici voiam să ajung, pentru că asta era următoarea mea întrebare. Și cât Occidentul și NATO, care de fapt sunt create, așa după cum se declară, pentru pace și au făcut avertizări, trebuie să facă și acțiuni foarte, din punctul meu de vedere, foarte clare, pentru că acest om bolnav, care este Vladimir Putin, eu înțeleg și am scris chiar într-un comentariu pe la televiziunea Dojdi, că acest om cred că vrea să plece acum, se pregătește de plecarea lor și vrea să plece în istorie ca un adunător a pământurilor, dar va pleca ca, cu rușine și poate rușine asta încă e ca un criminal de război, ca un criminal care nu cred că are egalitate acum la moment, să-l poți egala cu altcineva, doar cu fascismul din 40-45. Mă gândeam zilele astea că probabil atât de mult Putin și elita sa au mințit referitor la cine a luptat mai mult cu fascismul și cine a învins fascismul, că el s-a transformat într-un, să zicem așa, părinte a fascismului, dacă ar fi bine să folosim cuvântul ăsta. Da, deci este ridicol și este... cred că noi nu trebuie, am auzit voci la noi în Republica Moldova, că trebuie să stăm deoparte, să nu-l deranjăm, dar nu se poate tot timpul să leși așa un om care, deci el singur își face alegeri când vrea, își prelungește, își face Constituții și el învață pe cei de alături cum trebuie să trăiască, cum... e absolut cinic și criminal ceea ce spune și ceea ce face. Domnule Postică, ce drept are un regim precum este cel al lui Vladimir Putin să dicteze unui popor, unui stat, unui vecin, unui popor frate, ce cale să aleagă? Cu cine să lege relații de prietenie, de parteneriat? În general, ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, dumneavoastră v-ați imaginat vreodată că e posibil așa ceva în secolul 21 după ce omenirea a văzut atâtea tragedii? Cu siguranță că nimeni nu și-a putut imagina ceea ce se întâmplă la moment. Evident, mulți gândesc că trăiesc într-un vis și speră că mâine pe mâine aceasta va dispărea, dar realitatea este așa cum este ea. Referindu-ne la dreptul unor popoare de a dicta altor popoare cum să trăiască, cu cine să prietenească, evident, nu se regăsește nicio normă asemenea prevederi, ba din contra, având în vedere că trăim în Europa, suntem adepți aceleși valori europene, de altfel și până de mult și Rusia era și este de fapt încă membre a adunării a Consiliului Europei. De ultimă oră, exact. Ministrul de Externe italian a anunțat că Federația Rusă a fost exclusă deja din Consiliul Europei. Nu, a fost exclusă, suspendată. Deci suspendată. Într-adevăr, este o procedură mai îndelungată de excludere, dar am vrut să ajung și anume aici. Vedem că, cel puțin declarativ, Rusia încă mai pretinde a fi un partener de încredere când vine vorba de discuții, negocieri, declarând că este adeptă a valorilor democratice, cele menționate în Carta Națiunilor Unite, precum și cea prevăzută de Consiliul Europei. Cu părere de rău... Ce valoare are declarația aceasta? Dacă noi vedem absolut acum de acord, că declară că noi nu vom ținti pe societatea civilă. De asta și vă spun. Deci Rusia a demonstrat întregii omeniri că nu va respecta niciodată, cel puțin actuala conducere a Federației Rusiei, nu va respecta niciodată niciun angajament și prin urmare se adeveresc acele temeri a opoziției care a fost spuse anterior, inclusiv, dacă vă aduceți aminte, cu revenirea Federației Rusiei în Consiliul Europei, deoarece anterior a fost suspendată.
pentru încălcări, exact, pentru încălcări mult mai minore și noi ca și organizații, ca și de altfel mai multe organizații pentru drepturile omului, deja, nu știu, avem 20 de ani de când trâmbițăm despre faptul că Rusia încalcă flagrant acele convenții pe care le semnează și respectiv sunt vorbe goale, ceea ce a menționat toți acești ani. Cu părere de rău, vedem că partenerii europeni permanent încercau cumva să negocieze, să discute rămânerea lor în aceste consorții, acele, să spunem, consilii, deși este evident că participarea lor este formală, să spunem așa, deoarece oricum ei nu vor respecta niciun angajament internațional de lungă durată. Dacă îmi permiți, vreau să fac o remarcă. În 95, când a fost Moldova primit în rândul Consiliului Europei și se discuta despre primirea Rusiei. Noi atunci, fiindcă ați menționat Comitetul Helsinki, noi am repostat. Veneau foarte mulți atunci delegații din Europa să ne întrebe ce părere avem noi, să fie sau nu primite. Și noi spunem că atunci când le aduce război, este în Cecenie, acum vedem cecenii se comportă altfel, da? Deci, când le aducea război, este distrugea sate întregi, localități întregi dintr-un bombardament, adică spălau tot și oameni vii și orice. Și noi spuneam că nu trebuie să fie primită până când ea nu va demonstra un respect față de anumit nivel. Zic, o să o primiți pe Rusia în rândurile lumii civilizate, ea va strica și de fapt a stricat nivelul ăsta care era, zic, acum trebuie țările, să zicem așa, civilizate să creeze o altă structură. Dacă Rusia rămâne aici, trebuie să fie o altă structură care să impună un anumit grad de civilizație și de respect față de drepturile omului. Domnule Rotaru, dumneavoastră ca istoric, cum vedeți ceea ce se întâmplă în statul vecin? În primul rând, pentru mine, eu nu mă simt bine când arde casa vecinului. Având în vedere, luând în considerație că ar putea să aprindă și casa mea, dacă nu o stingem. Cum să văd? Asta nu e prima dată în istorie, în cazul Rusiei. Dacă l-ați auzit, secretarul de stat Peskov, secretarul lui Putin, a spus că Uniunea Sovietică niciodată nu a atacat pe nimeni. Minciuni. Minciuni gogonate. În anul 1939, în noiembrie, Uniunea Sovietică a atacat Finlanda. Războiul a ținut până în martie 1940. I-au luat 11% din teritoriul Finlandei, care nici în ziua de azi nu le-au întors. Agresorul a fost Uniunea Sovietică. Finlanda avea 3 milioane de oameni, Uniunea Sovietică avea 150 de milioane. Pentru o provocație s-a spus că finlandezii ar fi tras din tunuri în orașul Leningrad. Li s-a furat 11% din teritoriu. Cu țările baltice, Uniunea Sovietică a avut cu toate tratate din agresiune. Lenin le-a recunoscut că în 1940 să calce pe aceste tratate, să le ocupe din nou. Prin pactul Molotov-Ribbentrop, prin șantaj, am fost și noi dezlipiți împreună cu Bucovina de Nord și Ținutul Herțea de la România. Până în ziua de azi, urmările pactului Molotov-Ribbentrop n-au fost lichidate. Japonia a avut pact din agresiune. În anul 1945, Uniunea Sovietică, împreună cu americanii, au luptat împotriva Japoniei. Dar Uniunea Sovietică avea pact din agresiune. Cum a încălcat acest tratat? De ce ei spun că niciodată n-au început război? Pe urmă, în 1978, Brejnev, Uniunea Sovietică, a încheiat un tratat de prietenie cu Republica Afganistan. În anul 1979 l-au omorât pe președintele Amin al Afganistanului, au ocupat țara și în decurs de 10 ani de zile au omorât 2 milioane de afgani. 9 ani și 7 săptămâni. 10 ani. Cu ce ocazie? Pe cine au eliberat acolo? Ce au căutat nu de mult în Siria? Pe cine eliberau acolo? Sunt în Siria slavoni? Sunt ruși acolo? Sunt ucraineni, beloruși? Nu sunt. Ce caut acolo? Ce au căutat? Dar ce au căutat în Egipt? Oamenii de la mine din sat au luptat în Egipt împotriva Israelului la 1967. Ce căutau acolo copiii noștri? Că și în Afganistan au murit. Mai mereu,
În Cehoslovacia, în 1968, ce a căutat Uniunea Sovietică? În 1956, Ungaria, ce a căutat Uniunea Sovietică acolo? Cum n-au început război? N-au mers cu tankurile? De ce vă mirați că merg cu tankurile peste frații lor din Kiev? Atunci la ce pot să mă aștept eu, care nu sunt slavian, nu sunt slav, sunt roman, getodac. Deci ați spus cum vreți, moldovean. Dar nu sunt slavian. Dacă ei frații lor care zic că sunt popor, dar nu, eu un popor. Pentru că eu cunosc limba ucraineană. Nici nu salută măcar cu aceleași cuvinte. În ucraineană se spune dobro voranku. În limba rusă spune dobro jutro. Nu-i tot una. După bacinea, la revedere. До свидания. Ну и тот уна. До побачення мы майбіли сам лук полонеза. До відзення. Це не майвідем. Я така маста не спорю нову історію. Чей, сигур, к дистатур сам лук у Наполеон, да до папкатурі сам лук Хітлер. Маймулт. Пентру ка Хітлер куча анчепуту. Apă, s-a apere cu naționalii săi din regiunea sudetă a Cehoslovaciei. Pe urmă a ocupat și Cehoslovacia și oamenii mari de la timpul celor marile puteri se gândeau că dacă vor ceda în Cehoslovacia, se va cuminți și gata, nu va prelungi. Tot așa și... Punem o virgulă și revenim la acest subiect foarte important, dar în continuare discutăm prin Skype și cu Mihai Isac, director Karadeniz Press. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu, din câte cunosc, dumneavoastră ați fost în Kiev înainte de invazia militară a Rusiei în Ucraina. Pentru început aș vrea să vă întreb, care era atmosfera în Kiev? Ce stare de spirit aveau ucrainenii? Se așteptau la o asemenea lovitură din partea Federației Ruse la această agresiune militară anunțată, decisă la ordinul direct al lui Vladimir Putin? Având în vedere că populația Ucrainei era obișnuită cu acest tip de război hibrid de peste 8 ani de zile, atmosfera era destul de liniștită. Eu am plecat din Kiev cu 2-3 zile înainte de începerea ofensivei. Și viața mergea cum mergea în mod normal. Lumea se ducea la serviciu și făcea cumpărăturile, localurile erau pline. Era o atmosferă tensionată începând de la declanșarea manevrelor militare comune ruso-belaruse, dar în afară poate factorii de decizie care cunoștea mai multe detalii erau la curent, dar populația, la nivelul populației nu se aștepta la o astfel de mișcare sângeroasă din partea Federației Ruse. Populația Ucrainei aștepta terminarea acestor amenințări, așa cum a fost ocazia și în alte dăți. Iar singurele zone unde se putea vedea oarecare concentrare militară erau în zona Kharkov sau în zona Mariupol-Donbas. Kievul era chiar liniștit și frumos, așa cum este întotdeauna. Era chiar o vreme primăveratică. Iar populația locală chiar nu era deja obișnuită cu acest tip de presiune psihologică pe care Federația Rusă o aplică împotriva populației ucrainiene și nu numai de peste 8 ani de zile. Este, nu știu dacă este bine sau este grav când populația se obișnuiește cu așa situație, dar nu au existat niciun semn din partea populației civile că se aștepta la... Era chiar vorbeam cu diferiți colegi jurnaliști ucrainieni, erau în presa ucraineană, erau mai puține știri despre situația de la graniță decât erau în România sau în Occident, unde era principalul subiect al zilei. Pur și simplu, ucrainienii erau obișnuiți cu astfel de presiuni. Acum, având în vedere și modul agresiv în care Federația Rusă a declanșat ofensiva, este posibil că asta să fi fost și interesul Federației Ruse. Știți cum este, când strigi lupul de prea multe ori, deja este o aruncare în derizoriu a pregătirii de luptă și a altor aspecte luate de serviciile de securitate sau de structurile de forță din Ucraina. Prin ceea ce face astăzi regimul Putin în Ucraina, putem spune că Rusia și-a pierdut orice legitimitate la nivel internațional? Este un argument folosit de marea majoritate a analiștilor și a experților în drept internațional. Faptul că Federația Rusă a, la puțin timp după evenimentele sângeroase din Kazakhstan, și-a permis să forțeze limitele legislației internaționale într-o țară mult mai mare și într-o țară europeană, să nu uităm că totuși Ucraina are peste 40 de milioane de locuitori,
arată faptul că actualei elitei politice de la Moscova nu îi mai pasă de realitatea internațională, nu îi mai pasă de consecințe. Și aș dori să subliniez aici tandemul geopolitic format în ultima perioadă, în ultimii ani, între China și Federația Rusă, pentru că fără sprijinul clar al diplomației chineze, fără sprijinul economic al Chinei, Federația Rusă nu și-ar fi permis să facă un astfel de gest în inima Europei. Momentele sângeroase din Kazakhstan au fost trecute cu vederea de către comunitatea internațională, pentru că Kazakhstanul este departe. Dar faptul că asta s-a întâmplat la granița Uniunii Europene și a NATO este o escaladare fără precedent, cum ați spus la începutul emisiunii, din ultimele decenii. Iar modul de reacție destul de ciudat al Uniunii Europene și al NATO, care i-au luat foarte mult timp, au așteptat să înceapă invazia pentru a lua o serie de măsuri punitive la adresa Moscovei, arată degringolada din cancelariile occidentale. Da, domnule Urâtu, spunea domnul Isaac, Rusia, regimului lui Putin nu-i mai pasă deloc de nicio convenție internațională. A călcat toate angajamentele pe care și le-a asumat Federația Rusă la nivel internațional. Întrebarea firească e cine îl mai poate opri în continuare și cum poate fi oprit acel măcel din Ucraina. Noi cunoaștem deja în istorie, domnul Rotaru să ne spună poate mai bine, în 45 sau fascismul a fost oprit prin unirea eforturilor mai multor țări. Așa și aici, nu putem lăsa Ucraina de una singură, cu toate că noi nu putem zice, cum spun unii, că noi nu avem treabă, suntem țară neutră. Noi avem trupe aici, militare, trupe de ocupație. Noi avem coloana a cincea. Și acum, chiar zilele astea, mă gândeam, uite, a apărut blocul ăsta comunist-socialist cu scopul de a da jos guvernarea de la Chișinău, care în viziunea lor... Sunt doar opinii. Stați, nu? El a apărut cam în același timp când se pregătea invazia aceasta. Eu aș vedea, dacă vorbim, că o să trecem, cred că, și la tema asta, ce trebuie să facem noi, și eu aș spune că aici trebuie să vedem foarte bine dacă... Nu e întâmplător că Voronin iese și spune că în Transnistria nu avem trupe rusești. Deci nu e întâmplător că ei fac blocul ăsta pentru a da guvernarea absolut legal aleasă. Îmi place, nu-mi place, dar este așa cum este. Tot așa cum și cea din Ucraina. Putin declară că uite, ei au venit pe lozinci anti-rusi și rusofobi. Păi dacă nu-ți place ceea ce vezi în oglindă, nu strici oglinda. Dar te schimbi tu, te pieptini, te faci. Ei așa se primește că ei nu le place. Deci chiar Uniunea Sovietică a pierdut anume din cauza că nu suporta critică. Oamenii arătau la... Nu accepta schimbarea. Nu a schimbat, da, dar deci eu țin minte, în 82 eram la Moscova chiar în aspirantură și un coleg de aspirantură spune și iată o să vedeți că nu a rămas mult ca această mahină, Uniunea Sovietică, să se distrame ca de asta, de... Ca o bulă de săpun. De domino, da, ca o căsuță de domino. Deci noi nu credeam atunci, dar am văzut în scurt timp aceasta s-a întâmplat. Și el spunea atunci că din cauza că ei, în loc să reacționeze corect la critică, dar ei căutau să înnăbușă critică. Mai ales aceia mai puțin făceau sângeros. Putin acum o face foarte sângeros. El strică relațiile și imaginea Federației Ruse, a poporului rusesc. Și prin această, zicem, prin acest canal dumneavoastră, vreau să fac apel și către populația și vorbitorii de limbă rusă de pe teritoriul Republicii Moldova. Și oricine ne aude, alții, să reacționeze. Da, noi toți o să reacționăm. Dar, în primul rând, cei care sunt și țin la Rusia, la imaginea Rusiei, ei trebuie acum să-l oprească pe acest nebun.
Și am văzut o mobilizare foarte exemplară a cetățenilor ruși în diferite state din lume, adunându-se în fața consulatelor, ambasadelor ruse din statele în care se află acei cetățeni, susținând sus și tare: suntem împotriva războiului, opriți războiul fratricid din Ucraina. Și în Federația Rusă vedem oameni în diferite regiuni ale Rusiei, cu toate că ei riscă mult, dar ei trebuie să iasă de stradă pentru a protesta față de aceste acțiuni criminale ale lui Vladimir Putin. Domnule Pustică, eu citeam zilele astea, chiar astăzi, dacă nu greșesc, o știre potrivit căreia, da, Curtea Penală Internațională monitorizează evoluțiile din Ucraina și ar putea declanșa o anchetă privind actele de genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul său, deci declara Karim Akan, procurorul instanței judiciare. Astfel, președintele Rusiei Vladimir Putin ar putea fi acuzat de genocid și crime împotriva umanității. O catalogare similară au primit naziștii din Germania după al doilea război mondial. Există până în acest moment dovezi, argumentele necesare care, în baza cărora ar putea Curtea Penală Internațională să incrimineze crime de război, acte de genocid comise de regimul lui Putin în Ucraina? Cu siguranță că da. Chiar colegii noștri, partenerii noștri din Kiev, Organizației pentru Drepturile Omului, deja din 2014 documentează astfel de cazuri. Și inclusiv Curtea Penală Internațională cunosc foarte multe detalii despre tot ce se întâmplă în estul Ucrainei din 2014. Deci eu cunosc o asemenea demers, să spunem, un dosar a fost încă depus după acea invazie în Donetsk și Luhansk. Deci evident ceea ce se întâmplă la moment, și dacă noi privim atent declarațiile domnului Putin, vedem că această incursiune ar putea fi catalogată și drept și genocid de data aceasta. Deci, pe lângă faptul că crimii de război sunt clare, după mine deja aici sunt suficiente dovezi. Însuși, retorica dumnealui și faptul negării existenței statului ucrainean, a națiunii ucrainene și incursiunea sa militară, scopul său declarat, deja corespunde acelei declarații și, de fapt, acțiuni de genocid împotriva poporului ucrainean. Eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu va fi finalizată această anchetă și eu sunt sigur că acei 351 de deputați ai Federației Rusiei, Dumii, și inclusiv conducerea țării va fi atrasă la răspundere de către Curtea Penală Internațională. Dar cetățenii se întreabă, există șanse să răspundă în fața acelui tribunal? Bine, răspunderea deja este un proces care a demarat. Deci noi, dacă va fi executată această sancțiune, este a doua întrebare la care trebuie să răspundem. Dar până în acest moment există elementele constitutive ale crimelor. Eu sunt sigur că sunt aceste elemente. Vă spuneam chiar și crimele de război existau inclusiv după invazia în estul Ucrainei. Deci, la moment, cu siguranță că avem și elementele altor, deci, acțiuni cu crimă umanității. Da, un risc sau, să zicem așa, un risc pentru șansa asta care întrebați că să fie el tras la răspundere sau nu. Există numai în cazul în care el își va trage un glonț în cap singur, înțelegând ce crimă face el contra poporului propriu. Acum, înainte de a veni aici la emisiune, era vorba că pe un anumit site a apărut chiar fiica lui Peskov cu declarații că este împotriva războiului. Și după câteva clipe, după ce ăștia de la televiziune au divulgat lucrul ăsta, ea și-o retras, o șters. Asta. Deci, se vede că nici oamenii din anturajul lui nu și vedem, sunt. Vedem mesaje de susținere a Ucrainei. Lui Narîșkin, la fel de da, demonstrează nepregătirea sau de a accepta, adică o problemă de acceptare. Vedem că până la urmă au fost forțați sau, mă rog, au acceptat până la urmă, fiindcă toți se fac vinovați de aceste crime împotriva umanității și respectiv își dădeau seama de ceea ce fac și însuși bâlbâialul Narîșkin demonstrează faptul că el își dă seama că face o ilegalitate. Da, domnule Rotaru, iarăși din perspectiva unui istoric, ceea ce face astăzi în Ucraina Federația Rusă poate duce ulterior la destrămarea acestei federații? Da, întocmai
Ar fi trebuit din start să vorbim. Când vorbim noi despre ruși, Federația Rusă, să nu avem în vedere poporul. Poporul rus. Regimul lui Putin e cu totul una, iar societatea rusă e cu totul altceva. E altă mâncare de pește, exact. Cu totul. Nu, nu, nu. Eu aș zice să-i punem o anumită răspundere. Să o scot până la capăt cu gândul meu. De ce vă spun așa? Eu, locuind în Chișinău 32 de ani, am muncit mai mereu, dar și înainte. 43 de ani deja sunt la pensie, 43 de ani am muncit. Întotdeauna am muncit cot la cot și cu rușii, și cu ucrainenii, și cu românii moldovenii noștri, cu evrei. Și între ruși sunt oameni foarte buni și între ucraineni sunt oameni foarte buni. Își mai zic și frați, mă rog, acolo. Dar eu la ce m-am gândit? Ați văzut că în Rusia este lumea în stradă și spune că nu vrea război. Mai om smintit, un om nebun de cap, poate să spună că eu vreau război. Cum să vrei război? Eu am mai trăit, am 64 de ani. Dar am fior, dar am nepoți. Cum să vreau război? Pentru ce? Pentru ce e că vreau un... Dar nu ați întâlnit micuț acolo să fie împărat, să intre el în istorie, nu știu cum acolo, pentru asta să moară un popor, după el potopul, că a mai fost. Asta nu e prima dată în istorie. Eu cred că o să-l oprească poporul rus. De la Ioan cel Groaznic și până azi, eu am analizat bine istoria, o cunosc, iertați-mi nemodestie, ei au așa numitele smuta. În anul 1606-1607 a avut loc un război țărăneț sub conducerea lui Ivan Bolotnikov. Asta e istorie sovietică. Eu am învățat atunci la sovietici. În anul 1671 a avut loc un război condus de Stepan Razin împotriva conducerii Rusiei. Război civil. În anul 1774 Emilian Pugaciov a mai dus un război împotriva lui Ecaterina a II. În anul 1993 noi suntem martori și s-a întâmplat cu Casa Albă de la Moscova. Vă aduceți aminte? Da. Rușii rabdă până la un timp și de acolo se răzvrătesc. Iată această smută îl va da jos. Eu cred că acest om poate să fie eliminat de la conducere numai din anturajul său. El are acolo garda națională, are toți ăștia care sunt organii represivi peste tot. Și poliția, mai puțin armata. Pentru că armata totuși e din popor. Ăștia care de la poliție au bani, sunt armați până în dinți, nu sunt tineri, i-ați văzut acolo câți vă arăta. Nu sunt tineri de 18 ani, cum îi ziceau pe a noștri în Afganistan. Ăștia sunt niște bandiți, niște oameni care au omorât până acum. Mai este armata asta lor, Wagner, care duce un război de hibrid, așa. Și sunt multe chestii. Dar eu socot, în primul rând, că însuși poporul rus îi va da jos. Nu o să-i poată răbda. Deja au început. Ei nu o să poată opri tot poporul. Chiar ruși adevărați sunt 110-115 milioane. Nu au nici așa armată și nici așa poliție ca să-i opresc. Ați văzut la Habarovsk cum ieșau? Ați văzut în Belarus cum ieșau? O să mai iasă. O să mai iasă că poporul nu poate răbda cât lumea pe ăștia să-i aresteze, să-i pui în pușcărie ca pe Navalny, pentru nimic. Să le dea câte 10 ani și într același timp să-și facă el acolo palate, să aibă miliarde. Iar societatea rusă să moară de foame. Așa. Pe urmă, poporul ucrainean, eu nu cred că ei se vor opri chiar dacă va fi țara ce e ocupată. Nu are Federația Rusă atât armată ca să pui la fiecare om din Ucraina câte un ostaș. Și va fi război de partizani. Dar război de partizani a arătat în Afganistan. Dar să nu uite ei ca ăștia care zic ei. Vedeți cum la noi, la dânșii, rușii iau așa o deprindere, cu minciuni, cu fel de fel de... Ce au făcut ei în Afganistan? Acolo ei au avut o datorie internațională. Internațional idol, ia stați un pic. Cum să omorâți oameni la ei acasă? 2 milioane copii. Păi ce sunteți voi? Naziști, fasciști? Ce ați fost acolo? Ce ați făcut voi acolo? Ați omorât oameni. Vedeți cum? Asta e un ajutor frățesc. În Ucraina ce fac? Să-i omoare pe nație, adică pe naționaliști, pe patrioți. Stați un pic. Ucraina este recunoscută de majoritatea statelor lumii. Nu este o regiune a Federației Rusiei. Nu sunt acolo mai mulți naziști decât în Rusia. Dacă atâta fac ei zarvă, care cunoaște istoria, trebuie să știe că banderoviști au fost 102.000, da? Dar vlasovți au fost 1.500.000, care au luptat împotriva Uniunii Sovietice. Cum uită ei?
și nu văd bârnă din ochiul lor și îi văd pe ăștia din Ucraina. Mai mulți Vlasovți au fost. 1.500.000. Da, regimul lui Putin... Au omorât 300.000 de evrei numai regiunea Smolensk. Numai regiunea Smolensk. Cu populația pașnic și cu vlasoviștii ceia. Și evrei tac, că a fost nu de mult... Holocaust. Da, regimul Holocaust. Este cunoscut. Regimul lui Putin interpretează istoria așa cum îi convine. Dar, nici nu o cunoaște. Un copil ați văzut că l-a dat înapoi. Da. Da, e un caz foarte cunoscut. Că lupta el pe cenieri. Rusia moscovită nici n-a fost vecinul pe cenieri. Așa este. Domnule Isaac, dar v-aș întreba ce planuri are în continuare Vladimir Putin în Ucraina? Am văzut astăzi o declarație, un îndemn al liderului de la Kremlin către armata ucraineană să depună armele, pune la cale o lovitură de stat la Kiev, vrea instaurarea unui regim marionetă a Moscovei. Apelul liderului rus vine pe fondul lipsei unor victorii clare în bătăliile împotriva armatei ucrainiene, iar prelungirea până la un termen nelimitat al intervenției militare în Ucraina nu poate aduce decât prejudicii de imagine Federației Ruse, pe lângă costurile economice aferente și costurile umane aferente. Dacă ar exista această lovitură de stat, intervenția ar fi justificată prin protecția oferită unei părți a elitei politice ucrainiene. Trebuie să ne aducem aminte și de acuzațiile recente ale serviciilor secrete britanice privind folosirea unor politicieni proruși din Ucraina de către Moscova pentru instaurarea unui regim pro-Kremlin. Dar, cum spuneau și colegii din platou, orice victorie a Federației Ruse pe front va fi umbrită de costul campaniilor de gherilă pe care armata rusă în siguranță le va întâmpina. Este foarte greu să controlezi o țară cum este Ucraina și este și mai greu să controlezi un popor cum este cel ucrainian, care a simțit gustul libertății după Revoluția Demnității din 2014. Nu trebuie să mai uităm și faptul că Ucraina este totuși la granița unor țări NATO care în mod sigur vor sprijini cu armament performant mișcarea de gherilă din Ucraina. Polonia deja și-a manifestat această intenție, Marea Britanie a făcut un adevărat pod aerian pentru a livra armamentul Ucrainei, care este folosit, după cum se vede și imagine de pe diferite canale de Telegram, rachete Javelin sau de alte tipuri moderne sunt folosite pentru distrugerea coloanelor militare rusești care încearcă să intre în Kremlin. Faptul că, de pildă, în Republica Moldova, existența regiunii transnistrene și a acelei armate paramilitare și a contingentului militar rus a obligat Ucraina să țină un număr mare de militari la granița cu Transnistria. Dacă problema transnistriană nu exista și nu exista această presiune, în mod sigur Ucraina rezista mult mai bine în alte părți ale frontului. Iar încercarea domnului președintelui Belarus, domnul Lukashenko, de a-și ascunde participarea directă la ofensiva împotriva poporului frate ucrainian arată pur și simplu paroxismul la care s-a ajuns în politica estică. Problema din Kazakhstan, problema intervenției din Belarus, problema intervenției din Ucraina devin treptat niște puncte negre în biografia politică a domnului Putin și nu știu dacă vom mai trăi clipa în care să fie tras la răspundere, dar în mod sigur prin aceste mișcări ofensive, Rusia a pierdut Ucraina pentru 2-3 generații. Nu cred că în Ucraina un politician pro-rus va putea să mai preia conducerea de sine stătător sau ca partea unei coaliții. Practic, acum asistăm la războiul de independență al Ucrainei. Așa cum a fost războiul de independență al României în 1877-1878, Revoluția Americană împotriva Imperiului Britanic, Ucraina în aceste zile își câștigă definitiv independența. Chiar dacă sunt acele pierderi teritoriale în Donbass, în zona Herson, în zona Sumi, totuși poporul ucrainian reușește să își formeze o identitate proprie. Trebuie să nu uităm că în istorie toate popoarele estice au folosit momente de acest gen, catastrofale, precum războaiele, pentru a-și construi o identitate. Singura speranță este ca aceste evenimente tragice din Ucraina să termine cât mai repede și să nu asistăm la un război prelungit care va afecta inclusiv Republica Moldova, care este deja copleșită de un număr mare de refugiați. Domnule Urâtu,
Astăzi, iarăși, Papa Francisc a mers la ambasada Rusiei de pe lângă Vatican. A fost să-și exprime îngrijorarea majoră față de războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina. Am văzut și reacția Bisericii Ortodoxe Române, reacția Bisericii Ortodoxe din Ucraina, am văzut și reacția Mitropoliei Basarabiei, am văzut o reacție și din partea Mitropoliei Moldovei de la Chișinău. De ce tace Biserica Rusă? Iată, iarăși, noi știm că acolo a fost KGB-ul întotdeauna, în biserica aceea. Noi știm că, de ce eu cel puțin cunosc, de cele mai multe ori liderii așa pretinsii republici moldovenești străine se întâlneau în anumite biserici sau mănăstiri cu conducerea Federației Ruse atunci când erau încă la etapa de creare și probabil că și ăștia din Donetsk și Lugansk tot pe acolo s-au întâlnit, pentru că foarte repede s-a primit adresarea asta a lor pentru a fi recunoscuți și imediat au fost și recunoscuți. Deci se vede că era o conlucrare și se vede că nu ei l-au solicitat pe Putin, dar Putin le-a solicitat lor să vină cu adresarea respectivă. Putin vrea să se încerce, probabil, că la nivel mondial așa să fie parcă un fel de hegemon. Dumneavoastră ați întrebat că ce vor ei până la urmă, da? Ce ar vrea să vede clar că ei vor să demonstreze că au dus un război foarte... Într-adevăr, ceea ce s-a produs și cu Crimeea și cu Ucraina acum, din punct de vedere militar, este o operațiune ilustră, să zicem așa, da? Deci dacă ar fi demnă pentru o altă aplicație, mintea aceasta, dar așa, din punct de vedere militar, ea cred că o să rămână undeva în anale. Dar Ucraina s-a dovedit a fi o nucătare pentru armata rusă, pentru armata lui Vladimir Putin? Foarte slabă, foarte slabă din punctul meu de vedere, pentru că eu personal privind televizor atunci când înainte de Crimeea, am zis dacă ucrainenii azi nu vor băga trupe în Crimeea, mâine o să fie târziu și asta s-a produs. Acum când se vedea că informațiile vin din Occident, de la NATO, vin foarte clare, se vede comportamentul, se vede evacuarea civililor din Donetsk și Lugansk și ei mai stau naivi și cred că nu se vede, cum spunea și domnul din România, că poate, stau la Kiev, credeau că nu pe noi o să ne atingă aici, pe alții. Cum și noi suntem acum, apropo, tot cam așa. Deci nu ar trebui să suntem, fiindcă dacă nebunul ăsta câștigă acum, dar riscul este foarte mare că o să câștige, fiindcă lor le trebuie să-l omoare pe Zelenski și atunci poporul cedează. Îl aduc pe celălalt pe tancuri și îl pun... Asta s-a întrebat și nu vi s-a răspuns despre asta. Da, iată, domnul Urâtu simte foarte bine. Păi îl aduc înapoi pe Ianucovici și spun că a fost o lovitură de stat. Ianucovici, ca și cum ar fi legal ales, că a fost ales atunci, și îl aduc pe Nicolae Azarov, prim-ministru, că nu ar găsi ei ucraineni care strădează deschis. Dar nu cred să-l omoare pe Zelenski, să nu uitați de ce naționalitate este Zelenski. Atunci o să aibă de face cu Israelul și cu toată evreimea din lume. Timpul trece, mai avem foarte puțin timp. Vreau să vorbim și despre societatea din Republica Moldova. Domnule Postică, în ultimele două zile, de ieri până astăzi, de fapt, am văzut un flux suficient de mare de cetățeni ucraineni care fug din calea acestui război, își caută adăpost în Republica Moldova, unii alții preferă să meargă mai departe în unele state europene, dar până în acest moment, noastră, cum apreciați comportamentul, atitudinea societății noastre? Am demonstrat că și în momente grele putem fi solidari, uniți, putem da dovadă de compasiune? Da, cu siguranță s-a
eu sunt martor a unei mobilizări fără precedent. Colegii mei din alte organizații non-guvernamentale deja au format acele celule de criză. Din câte vedem pe rețelele de socializare, deja se acordă și inclusiv asistență juridică pentru solicitanțe de azil. Organizațiile non-guvernamentale specializate în asistența socială deja s-au mobilizat și colectează acele bunuri pentru refugiați. De altfel, am fost martor chiar și a unui alt tip de mobilizări din partea sectorului privat, care acordă inclusiv cazări, compensări pentru cazări și ajutoare umanitare. Deci mă bucur acest fapt că societatea noastră a putut să se mobilizeze. Evident, sunt și speculații pe seama aceasta, dar este important că numărul acestor speculanți să fie foarte mic sau redus la minim. Deci, însuși, comportamentul inclusiv autorităților guvernamentale demonstrează o deschidere fără precedent. Vedem că cetățenii ucrainieni sunt lăsați să treacă frontiera fără controle deosebit, din contra, facilitare maximă, inclusiv cu buletinile de identitate, nu cu pașapoarte. Deci mă bucur acest fapt că am putut să demonstrăm întregii Europei și inclusiv vecinilor noștri că suntem gaze primitoare și săritoare la nevoie. Dar Asociația Promolex are informații ce se întâmplă în regiunea transnistreană, pentru că vedem, cel puțin la nivel oficial, autoritățile noastre nu au nicio informație, niciun semnal că s-ar întâmpla ceva suspect în regiunea de est a Republicii Moldova. Să subliniem acel fapt că fapte suspecte tot timpul s-au petrecut acolo. Deci din 92 ceva suspect permanent se întâmplă acolo. E o normalitate, din păcate. Evident că la anumite nivele se fac anumite mobilizări. Eu nu exclud faptul că Putin, bine, părerea mea personală, Putin a pus și condiția de loialitate. Uitați-vă, la un moment dat, la fel ca și Kadyrov, va trebui să acționați. Și uite, aceasta va fi biletul vostru de recunoaștere sau nerecunoaștere a independenței. Ori să nu uităm că până la momentul de față Putin n-a recunoscut independența regiunii transnistrene, recunoscând că parte integrantă a Republicii Moldova. Deci până când s-au petrecut, chiar și zilele acestea, s-au petrecut anumite acțiuni de intimidare, inclusiv acele bubuituri care spunea, unii martori spuneau că și din regiunea transnistreană s-au făcut anumite, să spunem, operațiuni de instruire, ca de obicei, așa, și avem aceeași imagine. Deci cei care din stânga Nistrului, da, locuitorii, deja nu mai percep asta ca ceva, să-i spunem, extraordinar. De ce? Fiindcă zilnic la ei se întâmplă așa ceva. Partea proastă a lucrurilor este că ei continuă să trăiască într-o bulă informațională. Deci ei sunt conectați la dezinformare, discurs de ură, instigare la discriminare și așa mai departe, împotriva poporului ucrainean. Asta e pericolul cel mare, fiindcă ei sunt zombați permanent. Deci noi avem, în caz de mobilizare, nu doar trupele cele de 2000 de soldați ruși, plus încă 7000 sau 10000 de soldați transnistreni în ghilimele de rigoare, dar s-ar putea să existe și acele persoane care nu au discernământ, care nu pot gândi logic și care sunt victime a unei dezinformări și îndobitociri parcursul acestor 30 de ani. Da. Noi avem în multe subsoluri prin Chișinău, unde se antrenează tineretul, fac secții, da, sportive și care sunt foarte pregătiți să iasă. Noi am văzut la diferite acțiuni acțiuni organizate de anumiți lideri, de anumite forțe politice. Mai avem foarte puțin timp, mai puțin de 3 minute. Ce ar trebui să înțeleagă astăzi cetățeanul Republicii Moldova pe acest fundal? Vreau să răspund puțin la întrebarea lui dumnealui. Dumneavoastră n-ați pomenit, dar eu dacă mă ocup cu istorie, eu trebuie să mint. În anul 1992, naționaliștii ucraineni au luptat de partea Federației Rusă în Transnistria. Ei n-au știut atunci că Transnistria va fi un cuțit deschis pentru dânși în spate, pentru orașul Odessa. Nu și-au dat seama. Era Cucma la putere. Să nu uităm asta. Dar să ajutăm poporul ucrainean când e greu. Dar noi avem probleme de teritoriu cu ei. Regiunea Cernăuță este a noastră. Cetatea Albă, Chilia și Ismailul sunt teritoriile noastre. Nu acum când arde casa. Și insula Șercului, bineînțeles. Nu acum când arde casa lui. Pe urmă,
Noi ne putem înțelege în alt mod, fără război, fără nimic. Sunt alte chestii și s-au și înțeles ai noștri cândva, prin 89, să dea Transnistria și să ia sudul. Dar asta e altă chestie, altă mâncare de pește. Și ați întrebat dumneavoastră? Societatea din Republica Moldova, ce trebuie să înțeleagă și cum trebuie să se comporte pe acest să înțeleagă un lucru, că noi nu suntem nici ruși și nici ucrainieni și nu avem nevoie să ne elibereze nimeni și să nu fie trădători. Iată ce trebuie să înțeleagă moldoveanul nostru. Pentru că ei se bucură azi că ia uite cum îi bat pe ucrainieni. Bine le fac. Sunteți nebuni, bă, cum? Păi omoară pe dânși și ajung la noi. Exact asta. Asta e socoteala. Gândiți cu capul, nu cu picioarele. Domnule Isac, mai puțin de un minut, cum ar trebui să acționeze și Occidentul în continuare? Mai hotărât? Occidentul ar trebui să se decidă asupra unei poziții comune de forță, nu cum a fost cazul cu sancțiunile impuse în mod greșit, sancțiuni care nu au niciun efect în mod real asupra economiei și asupra elitei ruse. Occidentul ar trebui să, după criza ucraineană, ar trebui să dezvolte anumite sisteme care să prevină o reapariție unor crize similare în Republica Moldova, Georgia și ceva mai rămâne din Ucraina, dacă cumva va mai exista statul ucrainean unitar, așa cum îl știm. Republica Moldova este practic următoarea pe listă. Deci Occidentul trebuie să găsească o soluție pentru a oferi Republicii Moldova o pavăză care să includă inclusiv protecție militară și protecție economică în fața agresiunii celor din estul, celor din jurul, în fața agresiunii Federației Ruse. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare, dar pe parcursul zilei de mâine, duminică, în zilele următoare, continuați să fiți alături de TVR Moldova. Pe parcursul zilei sunt organizate ediții speciale. Prin urmare, vă îndemn să urmăriți edițiile noastre speciale pentru a vă informa dintr-o sursă corectă și obiectivă. Toate bune! Mulțumesc.